Bună dimineața, este ziua numărul 2. Este ora 7:40 ce? 48. 7:48 și o să ne pregătim să mergem la masă. Ieri n-am filmat foarte mult pentru că nu s-a întâmplat nimic interesant, dar v-am arătat câte ceva dacă vă interesează, probabil nu, așa că nici azi nu o să filmez foarte mult, dar astăzi o să mergem la o școală din Spania și abia aștept să vedem cum este structurată și școala de acolo, pentru că, cine știe, poate e altcumva față de școala noastră. Probabil. Deci, da. Stai, taci! Să vedem mai întâi dacă e cineva. Deci, espora en el trabajo. Unde? Nu-l văd. Așa un flor, cred. Wow, dar se da. Mișca așa ciudat. Am fost la un restaurant care ne-a dat ceva specific spaniol, cred, nu știu, astea. Și acum mergem la școala aia. Ok, deci aici tocmai ajunsesem la școală. Vreau să vă spun că am multe videoclipuri foarte aiurea și sigur nu o să înțelegeți nimic. Dar cam așa arată școala. Nu este foarte nouă, dar oricum este una dintre ele. O școală din Segovia, deoarece altele din alte orașe, cum ar fi El Espinar sau... da, spun și El Espinar, că alta nu știu. Voi vă adorme fel. Wow, Sonia, ai ajuns la Paris! Bun, ne-am întrerupt pentru Sonia. Așa, deci alte orașe sunt mai... Școlile din alte orașe sunt mult mai mari, mai noi, mai... Abanam, dar tot la fel de colorate. Și asta zic că îmi place foarte mult faptul că este tot atât de colorat. Uitați-vă și voi, numai planșe, numai desene, când la noi mi se pare că totul este cam plictisitor. Mă rog, dar era o școală tare... tare drăguță, chiar dacă era mică. Uitați-vă și voi, aveau pictat curcubee pe pictate, mă rog, pe geamuri. Da, poți să-ți dai fundul, mulțumesc. Am intrat chiar și într-o clasă în care copiii învățau atunci, în momentul respectiv, și știu, am un talent înnăscut de a filma, așa că vă las să admirați opera mea. Îmi pare rău, dar nu mă pricep foarte bine să filmez, mai ales în public, când nu vreau să fiu observată. Dar cam așa arătau salile lor de clasă, aveau băncile în multe, multe poziții, nu numai în forma asta de U sau de pătrat sau așa, cum noi avem doar la clasa pregătitoare, cel puțin eu așa am fost la clasa pregătitoare, acum nu cred că mai sunt așa. Dar în alte clase există și băncile grupate. Bun, acum o să vină niște videoclipuri foarte aiurea, trebuie să vorbesc repede. Deci asta s-a mai întâmplat în ziua respectivă. Trebuie să închid. Adică, voi să vă rog. Ok, pa, 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 pa! Doar uitați-vă cât de frumoasă este catedrala. Foarte frumoasă. Foarte rău de porcul ăsta, cum a ajuns săracul, nu știu ce tradiție barbară au și ăștia, dar cum noi tăiem porcul la Crăciun, da. Deci nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu și noi ne revedem data viitoare. Pa!